ne-am regăsit, dragi prieteni, la încă o ocazie de studiu. Am studiat în ocazia trecută și am descoperit împreună faptul că Evanghelia pe care Dumnezeu a predicat-o lui Adam, lui Avram, este aceeași Evanghelie pe care Dumnezeu ne-o prezintă și nouă. Aș vrea ca să citesc un text și de aici să plecăm în studiu din ocazia aceasta, el se găsește în Evrei capitolul 11, versetul 13, spune așa În credință au murit, au murit toți aceștia fără să, căpăt, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. Despre cine este vorba? Despre Sara, despre uh, noie, despre Abel, toți cei menționați mai sus. Continuă textul și spune că ci doar le-au văzut și le-au urat de bine, de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Apoi, la versetul 39, toți aceștia, adică toți cei menționați mai sus, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi ca să n-ajungă la ei, la ei la desăvârșire fără noi. Adică, toți împreună, ajungem la împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu. Am înțeles bine, Paul? Da. Avram, Isaac, Abel, Noe, Enoch n-au primit cele fusese făgăduit. Ce le fusese făgăduit? Ceea ce este făgăduit în înviere. Adică și nouă. În, în Evanghelie. Nașterea, în via din morți, noul pământ, neprihănirea, în desăvârșirea noului pământ, da? Da. viața veșnică. Toate astea nu au fost primite de niciun om al credinței. Bine, e adevărat, sunt anumiți oameni care sunt în ceruri. Chiar dacă unii dintre oameni au fost înviați sau chiar dacă au fost la, la cerul fără să vadă moartea, ei nu au intrat în împărăția aceea pe care întâi trebuie să o moștenească Hristos. Uh. Dacă facem o legătură cu ultima carte a, a Noului Testament, Apocalipsa, vedem venind uh, cetatea sfântă, noul Ierusalim, despre care Pavel spune că uh, avram o aștepta, o aștepta cu drag. Vedem că atunci este momentul când ea vine, când se așează toate lucrurile, când sfinții intră în cetate și stau la masă, despre care ne-ai citit tu, ca fiind împlinirea acelei făgăduințe. Ăla este punctul final în care ce menționat în Evrei, capitolul 11, primesc împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu. Așa este. Paul, mai cunoaștem în experiența lui Avram un moment în care, sau eu știu, un loc în care putem să ne dăm seama că făgăduința pe care a primit-o el este și făgăduința noastră? Ar fi cel puțin unul pe care eu îl cunosc. Și anume, ce a spus Dumnezeu. După ce l-a oprit din a-l aduce pe Isaac Gerfă. Da? Evenimentul este relatat în Geneza 22. Putem să citim de acolo. Versetele 16, 17 și 18 sunt importante. Dumnezeu spune așa. Pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu. Te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume castel de cerului și canisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Înainte de a răspunde la întrebarea adresată de tine, aș vrea să fac o precizare. Aici spune, în versetul 17, Sămânța ta, Isaac, va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. A fost un împărat care i-a spus lui Isaac, ești mai puternic decât mine, pleacă-te rău de la mine. Uhum. și Isaac a plecat au fost niște oameni care aveau oi și care aveau niște discuții cu păzitorii oilor lui Isaac vis-a-vis -vis de fântânile săpate pe tatăl lui și de multe ori a cedat sau de fiecare dată a cedat și a plecat când acei oameni cereau fântânile pentru ei Isaac nu a stăpânit nicio cetate și nu a stăpânit nimic din țara Canaanului. Înseamnă că și aceste făgăduințe de aici nu îl privesc pe el în mod direct, ci îl privesc pe Iisus Hristos, sămânța. Hristos este sămânța care va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta de data aceasta, nu în tine. Uh -huh. Sămânța ta fiind Hristos, fiind Hristos. De fapt, toate neamurile au fost binecuvântate în Avram, pentru că toate neamurile au fost binecuvântate în Hristos. Însă, ce mă interesează ca răspuns la întrebarea ta este modul în care Dumnezeu vorbește acum cu Avram și spune, pe mine însumi jur. De ce e nevoie ca Dumnezeu să jure? De vreme ce doar cuvântul rostit de el este deja o împlinire a făgăduinței. E o făgăduință în care deja se găsește împlinirea. Pentru că cuvântul care vorbește e cuvântul care creează, care face să apară, să existe ceea ce el spune. În consecință, de ce e nevoie ca Dumnezeu să jure? Prima întrebare. A doua întrebare. Era nevoie sau mai era nevoie să-i jure Dumnezeu lui Avram acum, după ce vrusese să-l aducă pe Isaac jerfă? Răspunsul este nu prea pare necesar, pentru că Avram deja crede în făgăduință, îl duce pe Isaac jerfă, știind că Isaac este sămânța, da? care îl naște pe Hristos, sămânța adevărată, și știa că dacă Isaac moare, nu mai vine Hristos, nu se mai împlinește făgăduința. Deci isac trebuie să învieze din morți. Și evrei ne spune că el a jerfit știind că îl va primi înapoi în via din morți. Deci se pare că Avram nu avea nevoie de o astfel de confirmare prin jurământ. Cine avea nevoie? De ce spune Dumnezeu lucrul acesta? Și aflăm din evrei răspunsul la această întrebare. Evrei capitolul 6, Versetele 16 la 19, o să te rog să le citești tu. Oamenii cei drept obișnuiesc să jure pe cineva mai mare. Jurământul este o chiezășie care pune capăt oricărei neînțelegeri dintre ei. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenirea făgăduinței în strămutatea hotărârii lui, a venit cu un jurământ, pentru că prin două lucruri care nu, pot, nu se pot schimba, în care nu este cu putință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare în noi, acolo scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne este pusă înainte pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru a templului, unde Isus a intrat pentru noi, ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în viac după rânduiala lui Merhisedec. Mulțumesc! Folosindu-se de exemplul omenesc, autorul epistolei către <coughs> evrei spune oamenii obișnuiesc să jure, și jură în momentul în care unul dintre ei vrea să arate că se va ține de cuvânt, că se va întâmpla ceea ce spune. Jurământul pune capăt neînțelegerii. Adică, dacă celălalt nu e sigur că celălalt se va ține de cuvânt, jurământul va pune capăt aceste neînțelegeri. Omul a jurat, se va împlini ceea ce a zis, va face lucrul acesta. Versetul 17 spune: De aceea și Dumnezeu. Fiindcă dorea, voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui a venit cu un jurământ. Adică Dumnezeu dorea, intenționa prin cuvintele spuse lui Avram, dorea să dovedească cu mai multă tărie decât tăria făgăduinței. Pentru el sau pentru noi? Pentru noi, da dorea să dovedească moștenitorilor făgăduinței, a venit cu un jurământ. Pentru că prin două lucruri care nu se pot schimba, legământul, promisiunea și jurământul, și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, pentru că Dumnezeu când spune ceva, se împlinește, să găsim o puternică îmbărbătare noi, de ce pentru noi? Dumne- Da, așa scrie. Că așa Dumnezeu s-a jurat lui Avram ca să căpătăm o puternică îmbărbătare Noi. Noi. Pentru că făgăduința făcută lui Avram este făgăduința făcută nouă. Ce a promis Dumnezeu lui Avram, ne-a promis nouă. Dumnezeu nu i-a promis lui Avram un canan pământesc, o patrie pământească, ce a promis un canan ceresc, o lume și o patrie cerească. Pentru că aceasta este Evanghelia. În Evanghelie nu este predicat o altă țară, o altă țară decât noul pământ. Și în consecință, în momentul în care legi Geneza 22 cu Evrei 6, înțelegi foarte, foarte clar, încă o dată, pe lângă tot ceea ce am văzut până acum, că Evanghelia a fost predicată întotdeauna. Și făgăduințele din Evanghelie nu sunt altceva decât făgăduințele pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avram și nouă, Nouă și lui Avram și că același legământ încheiat cu Avram este legământul încheiat cu noi. Iar dacă legământul încheiat cu noi este nou legământ, înseamnă că cu Avram s-a încheiat nou legământ. Sau așa cum uh, am citit în Geneza capitolul 17, legământul cel veșnic. Sigur. Da. Uh, Paul, aici apare uh, foarte frumos... Uh, Zugrăvit, ideea că Isaac trebuia să fie uh, pus pe rug, adus ca jertfă, nu intrăm în discuții, deși este deosebit de frumos acest uh, capitol, pentru că vedem că în locul lui, uh, lui Isaac uh, este oferit uh, lui Avram un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș, uh, simbol al Domnului Hristos, adică în loc ca eu să mor, este exact uh, Evanghelia ilustrată în imagini, în loc ca eu să mor pentru plata păcatului, urma să moară cineva, Hristosul, pentru plata păcatului meu și eu să accept prin credință neprihănirea lui. Uh, Dumnezeu i-a spus lui Avram să-l să aducă, să pe Isaac ca jertfă, dar uh, același Dumnezeu i-a spus lui Avram, în el vei avea o sămânță, din el se va naște Hristosul. Uh, Observ că Avram aici nu mai uh, intervine, ci lasă pe Dumnezeu să clarifice cele două afirmații: în el vei avea o sămânță și adul ca jertfă. Este aceasta uh, dovada credinței, a maturității credinței, lăsându-l pe Dumnezeu să lucreze așa cum îi voiește planul său? Categoric. Avram a învățat lecția credinței. I-a luat mai mult timp, a trecut prin experiențe în care a învățat să depinde de Dumnezeu, a învățat că este o greșeală foarte mare să nu asculți. Cu consecințe foarte, foarte negative, și în cele din urmă, când Dumnezeu i-a cerut ceva care era. care depășea înțelegerea omenească sau chiar și acceptarea omenească, uh, Avram nu se mai îndoiește, face ce îi spune Dumnezeu, deși părea absurd. Pentru că, de data asta, crede. Deci, a, aceasta este credința, credința care aduce asupra uh, omului care o manifestă neprihănirea lui Dumnezeu. Pentru da. că. Uh, se bazează pe, pe făgăduința Lui Dumnezeu, pe ceea ce spune Dumnezeu. Da. Um, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta pentru că ai ascultat de porunca mea. Um, aș vrea să citesc un text, Paul. El se află în Romani, la capitolul 9, versetele 6 și 8. Cuvântul spune așa. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram, ci este scris. În Isaac vei avea o sămânță, iar versetul 8, aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copiii ai lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Ai Am amintit cu ocazia trecută faptul că, deși uh, Esau era primul născut al lui Iacov, el era dreptul de a fi prim, primul născut, preotul familiei, moștenitorul averilor, a primit totuși uh, uh, Iacov moștenirea aceasta deosebită. Uh, de ce nu, nu se pune în calcul apartenența aceasta a trupului? Ce se pune în calcul, dorința de slujire, de consacrare, și ei sunt beneficiarii făgăduințelor lui Dumnezeu. Parcă trupul iese din, din calcul, oarecum. Dacă se ia în considerare apartenența la sânge și la carne, înseamnă că mântuirea este în afara lui Hristos. Adică, dacă un evreu sau un om, Așa, se naște un om, un copil, care devine om într-o familie iudaică. Sau în familia lui Avram, sau în familia lui Isaac, a lui Iacov. Dacă îl va mântui apartenența la sângele și la carnea lui Avram, înseamnă că Isus Hristos este scos din calcul, crucea este scoasă din calcul, iar mântuirea și făgăduințele nu vin prin Evanghelie, ci vin prin sânge, prin carne. Ori așa ceva nu se poate. Evanghelia ne arată că moștenirea se face prin Hristos. Un om trebuie să fie, nu evreu, ca să fie mântuit. Un om trebuie să fie în Hristos. Pentru că abia atunci când este în Hristos, fie că e evreu, fie că e grec, este o făptură nouă. Avram a fost copilul lui Dumnezeu pentru că el era în Hristos. A fi în Hristos înseamnă să ai Duhul Sfânt. Uh -huh. Să crezi în El. Să Știi ce înseamnă crucea? Să te bucuri de jertfa aceasta. Și Avram a făcut lucrurile acestea. Avram a văzut care să vină ziua mea și s-a bucurat. Uh -huh. Avram a înțeles lucrurile acestea. Asta este motivul pentru care nu poate, uh, nu poate să existe mântuire uh, din sânge. Și obligatoriu mântuirea trebuie să vină din apartenența la Hristos. Iar apartenența la Hristos înseamnă Hristos în voi, deja slavei, gândul lui Hristos, mintea lui să fie mintea și gândul vostru. Voi să fiți răstigniți împreună cu Hristos și aduși la viață împreună cu El și intrăm pe tărâmul acesta foarte real al lucrurilor spirituale și nu materiale. Adică pentru noi real e ceea ce palpăm. Am pus mâna pe ceva, da. e, e real. Și spiritualul vedem cumva prin ochii Credinței, așa, departe de noi, nepalpabil. Uh -huh. Ori nu, lucrurile spirituale sunt mai reale decât celelalte. Pentru că sunt făgăduite de Dumnezeu. Sunt din lumea lui Dumnezeu. Și noi nu putem pătrunde în lumea lui Dumnezeu decât prin ochii credinței, adică încrederii că ceea ce spune Dumnezeu poate să facă, că ceea ce promite Dumnezeu poate să împlinească. Chiar aș citi un, un, un text din Evrei, capitolul 11, care spune. <coughs> legat de Sara, zice, prin credință și Sara cu toată vârsta ei trecută a primit putere să zămislească fiindcă a crezut în credincioșia celui ce îi făgăduise. Dacă Sara n-ar fi avut credință că poate să zămislească un, un fiu fiind stiarpă, pentru că aici este este frumosul discuției. Stia Sara era stiarpă în mod firesc nu putea naște. Avram avea aproape 100 de ani deci, din punct de vedere anatomic, ei nu puteau să mai procreze. Însă, ea a avut încredere în ceea ce îi spune Dumnezeu și prin încrederea aceasta, prin credința aceasta, se prinde de puterea lui Dumnezeu creatoare în Evanghelie și ea zămislește un, un, prunc la, la vârstă înaintată. Legat de credință, e un lucru care m-a surprins. Eu am fost învățat de cei care citiseră Biblia înaintea mea. Și n-am fost învățat bine. Dar m-a surprins ceva și nu înțelegeam. De ce Hristos căuta în Biserica iudaică oameni care să aibă credință, într-un context în care ne plinea prin credință, apare doar de la El încolo? Hm? Da. De ce Hristos căuta credință? Nu credincioșie, cuvântul acela ce-l vedem prin Vechiul Testament, nu iubire, cuvântul pe care îl găsim în Vechiul Testament, ci credință, cuvântul acela, credință, despre care noi credem că nu e prezent în Vechiul Testament. Să e doar un pic acolo pe la Avram și încă vreo două, trei locuri și gata. De ce căuta credință la ei într-un context al legii și al sinaiului? Și gândindu-mă la lucrul acesta, am înțeles că, de fapt, el căuta credință pentru că ei trebuiau să aibă credință. Ei trebuiau să învețe că credința este cea care îi ajută să fie credincioși. Când găsea credință la alții, el le spunea iudeilor, nici măcar în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Sutașul. Și este cazul sutașului care manifestă credință. Mi-a luat ani de zile să înțeleg de unde a venit credința. Și poate că voi mai avea încă de învățat. La ce îi spune Iisus credință? Încredere în puterea Lui. La ce îi spune? Sutașul vine și spune așa. Zi numai un cuvânt. Zi doar cuvântul. Folosesc o altă traducere. Da. Zi doar cuvântul. Și robul meu va fi tămăduit. Sutașul acesta a înțeles ce n-am înțeles o mulțime de oameni din biserică. Când Hristos rostește ceva, se împlinește, pentru că există putere în cuvânt și aici e credința. De aici a venit credința lui Avram. Avram a crezut pe Dumnezeu. Avram, uite-te la stel de cerului, Așa va fi sămânța ta. Avram s-a uitat și a venit de prihănirea. Uh, aici ai, uh, ai, ridicat puțin mingea la fileu și vreau să, să zic ceva. Uh poate că sunt mulți dintre cei care ne ascultă și de multe ori când, când conștientizează că au păcătuit sau fac ceva rău în viața lor cred că trebuie să treacă foarte mult timp sau că dezbrăcarea de, de subrobia păcatului și îmbrăcarea neprihănirii Domnului Hristos este un, un, eu știu, un proces lung, anevoios, greu însă în experiența lui Avram chiar aici descoperim faptul că nu este un proces lung. Avram l-a crezut pe Dumnezeu și a fost neprihănit. Apoi, în Geneza capitolul 15, apoi în Geneza capitolul 16, Avram face uh, ceva și este dezbrăcat de această neprihănire. Apoi, în Geneza capitolul 17, 22, descoperim că Dumnezeu, Avram, din nou îl, 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 îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt și este îmbrăcat din nou cu aceeași neprihănire. Deci nu trebuie să credem că pentru păcatul nostru trebuie să treacă 10 ani de pocăință sau 10 ani de chin, ci acum să ne punem pe genunchi și să credem în făgăduința lui Dumnezeu și ea se împlinește față de noi instant. Aceasta este, este neprihănirea, instantă. Putem adăuga la ce zici un alt exemplu, tâlharul de pe cruce. Ce ar fi însemnat să aibă nevoie tâlharul de pe cruce de trei luni de pocăință ca să fie primit de Dumnezeu? Absolut. Când moartea era inevitabilă în câteva ore, să poate câteva minute. Cum i-a putut spune Hristos femeii prinse în adulter du-te și să nu mai păcătuiești? Nici eu nu te o femeie. Dacă ea era încă în puterea cărnii. Uh -huh. Adică de când îi cere Hristos unui om carnal să păzească o lege, duhovnicească. În clipa aceea, Domnul Hristos sau Dumnezeu au făcut ceva în viața acelei femei ca să poată să-i zică du-te și să nu mai păcătuiești. Păi, în, în expresia dute și să nu mai păcătuiești era suficientă putere pentru acea femeie să nu mai păcătuiască, pentru că cuvântul lui Dumnezeu a învățat că este putere. Da, pe de-o parte. Pe de-altă parte, avem textul care spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Nu există păzirea poruncilor în afara dragostei. Deci, femeia aceea, în momentul acela, a început să iubească. Uh -huh. Și avea de ce? A fost scăpată de la moarte. A înțeles ce înseamnă iertarea. Pe de altă parte, Dumnezeu spune: Vă voi da o inimă nouă, o minte nouă, voi pune legile mele în inimile voastre, vă voi face să le păziți. Deci este o lucrare pe care Dumnezeu o face și o face atunci când omul îl primește. Așa este. Uh, Paul, putem să, mai, uh, putem să ne mai legăm ceva din învățătura capitolului 22 din Geneza? În m-aș duce spre Galaten 4 cu 28, acolo unde este un verset care întărește un text pe care îl citisești tu un pic mai devreme. vis a de, vis -a de cine sunt copiii uh, făgăduinței și că nu Israel este cel care moștenește, Israel ca sânge. Galaten 4 cu 28 ne spune așa, și voi fraților, Pavel vorbind neamurilor, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Ai cărei făgăduințe? Ai aceleași făgăduințe pentru care Isaac era moștenitor. Dacă Isaac trebuia să moștească nu Pământesc, înseamnă că și nouă nu este promis nu Pământesc. Ți-l dorești? Absolut. Pământesc? Nu, cel ceresc. Nu, vorbeam acum de pământesc. Dacă da. lui Avram a fost promis cel pământesc, da. înseamnă da. că și nouă ne-a fost promis cel pământesc. Tu ți-l dorești pe ăsta pământesc? Nu sub nicio formă. Nu știu dacă e. Adică sunt unii oameni care și-l doresc. Sper că majoritatea să nu și-l dorească. Dacă lui Isaac i-a fost făgăduit însă Cananul în Ceresc, împreună cu Pe Isaac suntem și noi moștenitori dacă suntem în Hristos. Dacă nu mai suntem în robie și mergem spre libertate. E foarte important să înțelegem cuvintele Domnului Isus Hristos. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Un om care nu este liber nu cunoaște adevărul. Pentru că e un principiu. Adevărul te face liber. Un om care nu este liber și este rob al păcatului, sau este rob al gândirii altor oameni, sau este condus ca într-un spirit de gloată, de mulțime, el nu este liber pentru că nu a înțeles încă adevărul. Aici e un, e un punct foarte important. Știi că lumea noastră și, din păcate, și lumea credincioasă, partea credincioasă sau, eu știu, organizațiile credincioase, nu știu cum să le numesc, nu-și doresc oameni liberi. Pentru că un om liber este un om care este supus cuvântului lui Dumnezeu. Iar dacă un om este supus cuvântului lui Dumnezeu, nu mai este supus sistemului, nu mai este supus oamenilor, nu mai este supus decât uh, uh, Evangheliei. Pentru că despre asta vorbim. Știu. Dar știu că omul cel mai de încredere în lumea aceasta este omul care este liber. Omul care nu este liber și care poate face compromis este un om de care trebuie să fugi dacă e nevoie sau să-l ajuți să-l cunoască pe Isus. Paul, aș vrea să, să, ne mai întoarcem în Geneza capitolul 22. Vreau să mai citesc că... <coughs> Vreau să mai citesc de aici o afirmație. <coughs> Te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, așa nume, ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. Și sămânța ta va stăpâni cetățile vrășmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Vezi cumva în aceste pasaje ridicarea unei biserici la vremea sfârșitului care să primească Evanghelia, care să trăiască Evanghelia și să o predice pentru a încheia istoria acestui pământ? În mod cert, ceea ce citeam noi într-o ocazie trecută, Matei capitolul 24 cu 14 și Apocalipsa 14, versetele 6 și 7 și Apocalipsa 18, primele patru versete, pot fi asociate cu ceea ce scrie aici. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Este adevărat că de-a lungul timpului sunt oameni binecuvântați în Hristos sămânța, sporadic, ocazional. Unii sunt credincioși în România, alții sunt credincioși în America, alții sunt credincioși în Europa, alții în America Latină, alții în Brazilia. Da. Însă, din ceea ce citești în Apocalipsa, la timpul sfârșitului, se pare că lumea va fi în mod clar împărțită în două, nu în mai multe părți. Cei credincioși lui Dumnezeu, care vor fi vizibili în lume, și cei care se opun Evangheliei și care vor fi vizibili în lume. Și cred că predicarea Evangheliei, prezentată în Apocalipsa 14, este un mesaj care va produce această clasificare a lumii în două tabere: cei credincioși și cei necredincioși. Mulțumesc! Dragi prieteni, studiul nostru a la sfârșit. Pentru a aprofunda mai mult din subiectul Evangheliei și al legământului celui veșnic, vă recomand două cărți. Evanghelia în creațiune și legământul cel veșnic. Las în descriere linkul unde puteți accesa în mod fizic aceste cărți, dar și adresa de e-mail de unde puteți să faceți comandă. Binecuvântări, al Lui Dumnezeu să rămână alături de voi!